Campania O zi fără avocați, ziua în care justiția nu există, a fost inițiată printr-o decizie a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, fiind una dintre cele mai decente și corecte forme de protest de până acum. Fără lozinci și proteste în stradă, avocații au dorit astăzi să tragă un semnal de alarmă cu privire la provocările și disfuncționalitățile continue pe care le întâmpină în misiunea de apărare a drepturilor și libertăților oamenilor. Trebuie să vă spun că această formă de protest la nivel național s-a conturat în timpul acestei veri, când mai multe barouri au fost nemulțumite și au sesizat conducerea UNBR despre intenția guvernului de a majora impunerea, inclusiv în ceea ce privește profesiile liberale. Deci cam acesta a fost începutul, adică mă refer la proiectele de înăsprire a măsurilor fiscale care afectau toate profesiile liberale, inclusiv pe avocați. Toate aceste aspecte au fost gândite de conducerea Uniunii la o manieră decentă și elegantă. Acest protest nu a fost gândit ca un protest violent, un protest care să pună capăt unei activități, ca să arate consecințele. S-au gândit într-un mod decent să creeze pe viitor, acesta este scopul protestului de fapt, crearea unor disponibilități de dialog cu factorii decizionali care trebuie să observe și să înțeleagă că există disfuncționalități în sistemul judiciar care nu fac bine nimănui. Ziua fără avocați a fost stabilită pentru 4 octombrie cu recomandarea către membrii Uniunii Naționale a Barourilor din România să își întrerupă activitatea și să nu intre în sălile de judecată. Inclusiv subsemnatul fac parte din avocații care au formulat cereri de amânare și nu s-au prezentat la dosarele de astăzi. În prealabil am discutat cu justiciabilii, cu cei care ne-au angajat, să înțeleagă acest lucru, să înțeleagă acest fapt care este aproape irepetabil în raporturile între client-avocat. Nu se întâmplă în fiecare lună, nu se întâmplă odată la 6 luni, pentru că cel care are de suferit din cauza acestei amânări este justiciabil. Nu suferă nici magistratul judecător, nici avocatul și noi a trebuit să convingem acești oameni să ne înțeleagă. Decanul baroului Olt, Radu Țuluca, este optimist și crede că toate aceste solicitări ale UNBR vor fi acceptate, iar actul de justiție va putea să se desfășoare în condiții de normalitate. Eu personal, da. Da. Cu toată convingerea vă spun. Da, sunt optimist pentru că îi și cunosc pe mare parte din persoanele despre care v-am vorbit. Sunt persoane extraordinar de bine intenționate și vor să lase o urmă favorabilă despre care să se vorbească. Și am speranța că într-un an de zile, multe din problemele pe care astăzi vi le-am reluat în fața dumneavoastră vor fi rezolvate. Obiectivul campaniei Uniunii Naționale a Barourilor din România vizează conștientizarea tuturor instituțiilor responsabile asupra problemelor din actul de justiție în scopul identificării și aplicării unor soluții adecvate.